Salutare, eu sunt Radu și astăzi vreau să discutăm despre o problemă cu care toată lumea se confruntă în zilele noastre mai devreme sau mai târziu, și anume depresia și starea de depresie. S-a demonstrat științific că depresia se manifestă diferit de la om la om, însă ca și senzație, după cum bine știi, se manifestă prin tristețe, lipsa poftei de viață, gânduri negative, senzația că nimic nu mai are sens și, ca să fiu mai concret, senzația că nu ai viața pe care ți-o dorești cu adevărat și că foarte, foarte multe lucruri te nemulțumesc. Știu senzația, am trecut prin ea și nu doar odată. Dar din nefericire, capcana în care cădem în momentul în care suntem în aceste stări este victimizarea. Mai concret, ne plângem de milă și încercăm să dăm vina pe oricine altcineva din jurul nostru, începând de la oameni, familie, până la instituții ale statului și așa mai departe. De ce facem asta? Ei bine, fără să ne dăm seama. Creierul ne joacă feste și accesează varianta mai ușoară, varianta care este să dăm vina pe altcineva decât să ne asumăm noi responsabilitatea pentru ceea ce suntem și pentru cum ne simțim în acele momente. Așa că scopul este să prindem aceste feste pe care mintea ni le joacă și să acționăm. Știu că nu este ușor, însă nu este nici imposibil. Trebuie să ieșim doar puțin din zona de confort și să acționăm. Așadar, pașii pe care eu i-am testat și care sunt sigur că funcționează 100% dacă îi aplici și tu, sunt următorii. 1. Nu te mai gândi la ce a fost. Fiecare dintre noi a trecut nu doar o dată prin momente din care nu a crezut că o să mai iasă, însă în același timp trebuie să înțelegem că de fapt acele momente ne fac cu adevărat să creștem, să ne maturizăm și să înțelegem lucrurile mai bine, dar și pe noi. Lucrurile nu pot să meargă mereu bine, e normal, de aceea consider că nu trebuie să rămâi blocat în trecut, pentru că asta îți va afecta și prezentul și viitorul. Așa că fie că treci printr-o despărțire, fie că s-a întâmplat orice lucru negativ sau poate ai această stare fără niciun motiv, încearcă să te gândești că un șut în fund este un pas înainte la urma urmei. Îmbărbătează-te singur, uită-te în oglindă și spune-ți că tu poți să depășești acest moment. 2. Vorbește cu cineva. E foarte important să verbalizezi, să spui tot ce ai în cap cuiva, să te eliberezi și să te descarci. Te vei simți mult mai ușurat, așa că ia-ți o persoană de încredere, fie că este un prieten, fie că este iubitul, mama, tata, nu contează, și povestește-i. Însă, fii la fel de deschis și la păreri, nu lua nimic de bun, dar fii deschis să auzi și lucruri care nu prea-ți convin. Și să știi că a cere ajutorul nu este un semn de slăbiciune, din contră, trebuie să ai foarte mult curaj să recunoști că nu ești ok și că ai nevoie de ajutor. 3. Schimbă-ți stilul de viață. În momentul în care ești în depresie, tind să faci lucruri care nu sunt atât de bune pentru tine, cum ar fi să mănânci prostii, să nu faci mișcare și așa mai departe. Iar din păcate, astea nu vor duce decât la o agravare a stării pe care deja o simți. S-a demonstrat că ai nevoie de doar 21 de zile ca un lucru nou să-ți intre în obișnuință. Așa că ce-ți propun eu este să încep cu 15 minute în care să ieși să te plimbi. În fiecare zi, pe cât posibil, încearcă să-ți prinzi creierul și în momentul în care vrea să, nu știu, mănânce prostii sau să mănânce nesănătos. O să vezi că numai după o săptămână te vei simți garantat mult, mult mai bine. 4. Citește. Acesta este lucrul care pot să zic că pe mine m-a salvat. Mi-a răspuns la foarte, foarte multe întrebări și m-a făcut să înțeleg foarte multe lucruri și multe dintre stările pe care le aveam în momentul în care eram în depresie. Așa că citește orice îți vine în mână, orice îți place, sau dacă vrei ca totul să fie mult mai eficient, îți recomand orice carte de dezvoltare personală. Te va ajuta să treci peste perioada asta dificilă și îți va da foarte multă încredere în tine, îți va răspunde la toate întrebările. 5. Ascultă muzică. Sunt sigur că ai observat că atunci când ești în acele stări de depresie, parcă îți vine și să asculți muzică tristă, îți vine să te îngropi și mai mult în starea aia și asta nu va face decât să fie din ce în ce mai rău și din ce în ce mai greu să ieși. S-a demonstrat că muzica poate schimba frecvența creierului, de aceea îți recomand să folosești muzica în avantajul tău. Ascultă melodii vesele și ai să vezi cum starea ta se va schimba foarte, foarte repede, îți garantez. Uite, încearcă Pharrell Williams Happy. La mine niciodată nu te grești melodia asta. 6. Vorbește cu tine în oglindă în fiecare zi și amintește-ți ce persoană extraordinară ești și ce lucruri tari urmează să faci pe pământul ăsta și că nu ai de fapt motive reale să mai zaci în starea asta de depresie. Încurajează-te singur pentru că pot fi cele mai bune încurajări pe care le-ai primit vreodată în viața ta. În concluzie, consider că depresia este o alegere și la fel de bine consider că ieșim puțin din zona de confort poți trece peste o perioadă de genul mai ușor. Cred că suntem aici pe pământ să facem lucruri importante, nu să pierdem timpul și sunt o grămadă de lucruri de experimentat și de făcut. Ține doar de tine, ține doar de noi să facem ceva și sunt sigur că ești o persoană capabilă de foarte multe lucruri. Viața la care ai visat poate să fie foarte, foarte aproape, trebuie doar să te duci să iei ce ți se cuvine, ce meriți.
Sunt sigur că ți-a fost de ajutor acest video și la fel cum îți spun de fiecare dată, dacă ai o problemă pe care n-ai cu cine să o discuți, aștept mesajul tău pe Instagramul meu radu.co și o să stăm de vorbă acolo și cu siguranță o să găsim împreună o soluție. Iar dacă ești o persoană căreia îi pasă de cei din jur, dă tac prietenilor tăi să afle și ei aceste informații. Eu sunt Radu, iar noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uita că ești o persoană extraordinară. Te-am pupat, pa!